Mâine dimineață, Judecătoria Capitalei Oficiul Ciocana se va pronunța asupra demersului înaintat astăzi de procuror privind aplicarea arestului preventiv pe numele lui Vlad Plahotniuc. Potrivit PC Cox, demersul a fost înaintat după ce la 18 mai lui Plahotniuc i-au fost înaintate alte 3 capete de acuzare, iar acesta nu a dat curs citațiilor instanței. Astăzi a fost examinat demersul procurorului cu referire la aplicarea măsurii preventive arestului preventiv în privința cetățeanului Plahotniuc Vladimir. Acestui sunt aduse noi învinuiri, și anume îi sunt incriminate fapte de creare și conducerea unei organizații criminale organizate și de spălare de bani în proporții deosebit de mari și comiterea escrocherii în proporții deosebit de mari. Potrivit acuzării, procuratura continuă acțiunile de colaborare cu organele de profil pentru a-l aduce pe Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, iar în cazul în care mâine instanța va elibera mandat de arestare pe numele acestuia, se va iniția imediat procedura de solicitare a extrădării. De către procuratură, la moment, se întreprind toate eforturile necesare în vederea asigurării prezentării învinuitului în Republica Moldova. Să admitem că acest demers este admis. De ce urmează? O să colaborați cu Statele Unite în America? Ce o să fie aplicat acest? Desigur, urmează să fie traduse toate actele și potrivit procedurii să fie expediate autorităților competente din statul în care va fi localizat cetățeanul Plahotniuc Vladimir. Procurorul de caz declară că decizia de solicitare a unui mandat de arestare pe numele oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost luată după ce acestuia i-au fost trimise citații la locul de reședință, de unde nu a venit niciun răspuns. Avocatul fostului lider democrat insistă că Plahotniuc intenționează să revină în țară și că inițierea procedurilor judiciare puteau să mai aștepte. Clientul meu oricum cred că o să se prezinte organului de urmărire penală, fiindcă el are ce spune. Apărătorul a refuzat să spună unde se află acum Plahotniuc, invocând măsuri de securitate pentru fostul democrat. În același timp, avocatul nu a putut spune nici când intenționa oligarhul fugar să revină în Moldova, în schimb a menționat mai multe condiții pentru prezentarea sa în fața procurorilor. Ce condiții ar putea el să vină în țară? Nu vă pot spune la moment, în dependență și de încheierea care o să fie adoptată mâine, și o să vedem dacă o să fie atacată, dacă o să fie atacată la curtea de apel mai departe. Anterior și procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat că autoritățile vor cere extrădarea lui Vlad Plahotniuc din Statele Unite. Conform presei, oligarhul fugar a fugit în Statele Unite în 14 iunie 2019 și este încă acolo. În ianuarie, secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a anunțat oficial că Plahotniuc și membrii familiei sale au fost declarați indezirabili pe teritoriul Statelor Unite, deoarece există informații veridice că acesta a fost implicat în acțiuni de corupție care amenințau independența instituțiilor democratice din Republica Moldova.